A fost un om care a sperat până în ultima zi a vieții că Biblioteca Județeană va avea o casă a ei demnă de statutul de Casa Cărții. Bun, blând și profund religios, Marian Creangă a rămas o figură vie printre prietenii săi. Pentru că pe data de 29 decembrie 2017 se împlinesc 20 de ani de la trecerea sa într-o lume mai liniștită, apropiații au participat la o slujbă de comemorare chiar la Biblioteca Județeană în Timivireanul. Suntem obișnuiți noi creștini ortodoxi să ne aducem aminte de Marian Creangă și prin rugăciune și să facem o rugăciune pentru toți cei plecați dintre noi, mai ales că suntem în sărbătorile Crăciunului încă, să ne rugăm împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel vicrean. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este un moment extrem de emoționant pentru mine și pentru toți colegii mei. Este un moment în care îl comemorăm pe domnul Marian Creangă, director al Bibliotecii Județene Timivireanu. Este cel căruia îi datorăm astăzi prezența aici și pentru modul în care și-a dorit foarte mult ca biblioteca să aibă un sediu și lucrul ăsta îi datorăm. Acolo sus unde este Dumnezeu să-L odihnească și toți cei care am urmat după domnia sa sper să ne fi ridicat la gândul lui despre cum ar trebui și cum ar fi trebuit să arate Biblioteca Județeană în Timivireanu. Este o datorie morală din partea noastră de a fi astăzi aici cu toții, pentru că într-un fel sau altul suntem oameni care ne-am pus în slujba cărții și știm cât de mult înseamnă acest lucru în momentul în care ești pus în situația de a conduce o astfel de instituție. Numai după ce se întâmplă un eveniment tragic să ne vină mintea ca de pe urmă. Sigur că avem multe de spus. În continuare, împreună cu Părintele State, ne-am străduit în atâția ani să cultivăm memoria lui Marian Creangă, a unui om care efectiv s-a jertfit pentru această instituție și atât din partea Fundației Culturale Sfântul Antim Mireanu, cât și din partea colectivului Bibliotecii Județene, unde în cazul titlului, memoria lui Marian Creangă a fost vie și este vie. Duminică și sărbătoare, 10 minute înainte de ora 8, era în Sfânta Biserică. Venea, stam de vorba câteva minute, mă întreba de tipicul zilei respective, Evanghelie care se citește și rămâne la slujbă. Dar în fiecare duminică sărbătoare, ba mai mult și glumeam dumneavoastră, și dacă ar învăța ceva muzică, ar putea să țină strada la biserică. Marian Creangă a fost directorul Bibliotecii Județene în Timivireanul în perioada 1990-1997, într-o vreme în care biblioteca avea un sediu impropriu și puțin stabil.